Aproape poveste. Primul capitol. Bazil și adâncul pădurii. Pădurea luminoasă adăpostea tot felul de vietăți ce își duceau zilele în tihnă. La marginea ei, acolo unde câmpia mănoasă se împrietenea cu arbuștii tineri, sub rădăcinile unui gorun falnic și bătrân, trăia o familie de iepuri. Nu puteai să nu-l observi pe cel mai mic dintre ei. Și nu pentru că întotdeauna aceste mic te înduioșează. Ei bine, zâmbetul lui Blajin și felul politicos în care își aștepta rândul la masă, delicatețea cu care se juca, ori maniera în care saluta vecinii, toate acestea aveau ceva neobișnuit. Să nu mă înțelegi greșit, drag ascultătorule. Toți copiii acestei familii erau politicoși și bine educați. Dar iepurașul acesta stârnea curiozitatea și privindu-l, îți doreai să-l cunoști mai bine. Poate și pentru că nu vorbea, deși venise de mult timpul. E adevărat, ochii lui negri scăpărau tot atâta voioșie cât ar fi putut duce și cuvintele. Bazil, căci așa se numește micul nostru iepuraș, nu a simțit niciodată că tăcerea lui este un defect. Și de fapt, e chiar anormal ca un iepuraș să tacă? Firește, depinde pe cine întrebi. E adevărat, nu se putea juca de avați ascunselea cu ceilalți copii, pentru că nu putea număra cu voce tare. Și nici în serile lungi de vară, când se făcea așezătoare la buturuga plopilor cântăreți, nu putea fi în cor cu ceilalți. Totuși, Bazil învățase fără să-și dea seama unul dintre marile secrete ale pădurii, acela de a asculta, așa cum doar marele lup alb o mai putea face. Dar despre asta vom mai vorbi la timpul potrivit. Într-o dimineață, împreună cu frățiorii lui mai mari, se luă la întrecere, după cum le era obișnuința, fugind care mai de care cu salturi însoțite de chiote de bucurie. Cu ochii după tot felul de obstacole pe care să le sară și să se întreacă în dibăcie purească, frații lui Bazil nici n-au realizat că, intrând adânc în pădure, îl pierduseră din vedere pe Mezin. Iar Bazil, după cum ți-ai dat deja seama, nu putea să strige după ei și să le spună că a obosit. Nedușit și gâfâind, Bazil încercă să ia urma fraților săi. Inima-i bătea tare. Pe de-o parte, îl cuprinse frica de aceste locuri necunoscute, departe de liziera pădurii, iar pe de altă parte, se gândea la urechela pe care urma să o primească acasă. Doar le spuseseră părinții să nu se aventureze în adâncul pădurii. Și inima-i bătea tot mai tare. Se lipi de un copac și privind în jur încercă să se liniștească. Poate că nu era prea departe de casă, sau poate că frații lui urmau să se întoarcă repede, văzând că nu mai e cu ei. Ce liniște! Nu se mai aud vecinii pițigoi și nici mierla cea năzdrăvană care scormonea frunzișul cât era ziua de lungă. Of, ce ar mai fi îmbrățișat acum? I-ar fi lăsat fără câteva pene cu siguranță. Parcă și urecheala de acasă era mai învietoare. I-ar fi dat ambele urechi mămichii lui să facă ce-o vrea dânsa cu ele, numai să-i audă glasul. Ce dulce ar fi acum o dojană! Și inima-i bătea tot mai tare. Oare de frică sau de emoție? Se întrebă Bazil. Poate că și una și alta, își zise el, cu aerul unui elev ce rezolva o problemă grea de matematică în doar câteva minute. Frica de nou. Noul trebuie să fie ceva fioros, desperi atâta viețuitoare. Nu-i așa? Căzu pe gânduri micuțul iepuraș, ale cărui urechi iatârnau acum pe după gât. Așezat pe codiță și rezemat de un copac, cu lăbuțele ținându-se de câte o ureche,
Părea că își ghidează căpșorul mic și curios, când în stânga, când în dreapta, când sus, când jos. Ochii se plimbau pe cerul tapetat de frunze. Crengile bogaților copaci se întrepătrundeau ca o broderie aleasă, iar sclipirile soarelui de la amiază se transformau în stele strălucitoare pe o boltă vie, gata să schimbe forma la fiecare adiere de vânt. Oare fioros înseamnă diferit? Medita Bazil cu gândul la nou. Dar de ce s-ar sperea cineva de ceea ce este diferit? Amintirile dulcii sale copilării se animau acum prin minte, ridicându-se una câte una precum paginile unei cărți. Nu și amintea să fi speriat vreodată pe cineva pentru că nu vorbea. Altfel înseamnă diferit? Își amintea cum odată, când draga lui mamă le alinta mângâindu-l cu vorbe pe care doar mamele le au la ceas de seară, îi spusese că e mândră de el, pentru că este altfel. Atunci el s-a gândit că e vorba de un alt fel. Frățiorii lui erau evident de câte un fel, iar el, alături de ei, alt fel. Se mândrea tare cu familia lui. Alintul mamei devenise o medalie pentru el. Era confirmarea de care are nevoie fiecare micuț într-o familie, că este acolo, la fel de important ca toți ceilalți. Dar dacă acel cuvânt însemna altceva? Un foșnet întrerupe visarea cu ochii deschiși a iepurașului gânditor. Altădată ar fi fugit brusc, în zigzag, așa cum îl învățase tatăl. Dar acum, o liniște lăuntrică și o voință străină lui îl făcu să privească spre tufele din față cu un zâmbet larg. Ce putea să-i se întâmple rău? Frumosul nu poate fi rău și nici nu poate ascunde ceva rău. Părea că vântul i-a auzit gândurile pentru că, deodată, o adiere puternică învioră cerul înfrunzit, lăsând văpăi de soare să scalde pământul. Și nu numai. Doi ochi scăpărară înaintea lui. Deodată, o turmă de căprioare apărută de nicăieri trecu în viteză prin dreptul lui, formând o barieră vie și de netrecut între el și cei doi ochi care îl priveau nemișcați din umbra pădurii. Salturile căprioarelor prin umbra străbătută de razele soarelui filtrate de frunzișul des dădeau impresia unui caleidoscop. Bazil era fermecat. O bucurie de nedescris îi străbătea întreaga ființă. Ce minunăție, gândi micuțul. Dar imediat ce căprioarele se îndepărtară, liniștea l-apropie din nou de cei doi ochi care nu-l pierdeau o clipă din vedere. Din trei salturi ar fi acolo, își făcuse Bazil calculele, hrănit de bucuria cunoașterii și de toate lucrurile frumoase pe care le văzuse în aceste câteva minute. Inima începuse iar să-i bată cu putere. Noul nu este înfricoșător. Se încurajă micuțul în timp ce se avântă spre desișul ce îmbrăca ochii aceia galbeni și strălucitori. Un salt, al doilea, al treilea și frunzele tufișului mângâiară fruntea înainte de ceea ce urma să devină unul dintre cele mai importante momente ale copilăriei sale. Capitolul 2. Noua înfruntă întunericul. Nopțile îi se păreau foarte lungi. Noua nu își putea stăpâni sentimentele de ciudă și de invidie când, rând pe rând, toți tovarășii de joacă se duceau către vizuinile familiilor lor. Coada estufoasă de vulpiță tânără tremura nervos.
Uneori trăgea cu ochiul la ce se întâmpla în culcușul unora dintre familiile pădurii. Atunci, golul acela din piept se făcea și mai mare. Alteori, o încercau sentimente de superioritate. Să umbli prin pădure noaptea e un semn de maturitate, nu-i așa? Însă pădurea devenea din ce în ce mai rece și neprietenoasă. Părea că se înstrăinează de cei care nu respectau codul nescris al somnului. Apoi singurătatea învingea. Înfrigurată și obosită, Noa se întoarse în vizuina goală. Cu botul ușor ridicat, adulmecă aerul. Îi se părea că odată cu trecerea zilelor, mirosul drag al părinților se atenua. Îi se zbârlea blana numai la gândul că odată nu o să mai simtă nimic. Era ca și cum i-ar uita. Nu am voie să uit. Nu am voie să uit, își repetă Noa. Lacrimile aduseră liniștea de care avea atâta nevoie. Înghemuită într-un cotlon, Noa a dormit în cele din urmă și căzând într-un vis adânc. Era același vis ce se repeta noapte de noapte. Iarba-i mângâia botul ascuțit în timp ce alerga. Știa drumul către tufele de coacăze atât de bine încât l-ar fi găsit și cu ochii închiși. Noa, nu te îndepărta prea mult, strigă mama. Lasă, dragă, fata în pace, zâmbi împăciuitor tatăl. Ce poate să-i se întâmple? E mare acum. Noa, când auzi încurajarea tatălui, trase aer în piept și iuți pasul și mai tare. Dorea să le facă o surpriză părinților. Flori și fructe de pădure. Dacă se grăbea, ar fi avut timp și să culce iarba la pământ, pregătind astfel un culcuș pentru toți trei. Își imagina cum mama își va miji ochii aceia atât de frumoși și o va privi printre genele lungi. Așa făcea ori de câte ori era mulțumită. Tatăl ar fi luat-o la pieptul lui puternic. Nu ar fi zis el foarte multe, pentru că era mai tăcut din fire, dar nicăieri nu era mai bine decât în brațele lui. Deodată, un pocnet asorzitor aproape că-i opri inima. Amețită, se împiedică și se rostogoli în iarbă. Încă îi răsuna în urechi zgomotul acela groaznic. Era ca și un trăsnet venit din senin. Dar nu a urmat nici întunericul, nici vântul, nici picăturile de ploaie. Încercă să-și strige mama, dar nu reuși nici măcar un scâncet. Picioarele îi se mișcau anevoios, parcă prinse de o iarbă ce o dorea captivă. Se lupta din răsputeri să se întoarcă și să ajungă la părinții ce întârziau să apară. Poate că mama o și striga deja, dar ea nu mai putea auzi. Timpanele îi vibrau încă dureros. În cele din urmă, iarba nu mai avea atâta putere. Tată, reuși Noa să șoptească atunci când zări capul semeț al tatălui. Acesta părea să nu o audă. Dar odată ce Noa a mai făcut un pas, își văzu mama întinsă la picioarele tatălui, ce muria amenințător. Iarba din jurul părinților avea o culoare ciudată. Tatăl își întoarse capul săgetând-o cu o privire pe care nu o mai văzuse niciodată, ca imediat după aceea să sară asupra unui dușman invizibil, dincolo de iarba cea înaltă. Același pocnet asurzitor. Peste iarbă se așternu o toamnă nefirească. Tată! Strigă în somn mica vulpe. Trezită din somn de propriul glas, se ridică și țâșni afară din vizuină. Răcoarea nopții o trezi de-a binelea. Privind înapoi spre locul care până nu demult adăpostea căminul lor, nu mai simți dorința de a se întoarce. Clarul de lună îndulcea atmosfera pădurii.
Lumina argintie ascuțea umbrele și deschidea cărări alminteri nevăzute. Noa apucă agale pe una dintre ele. Încet, încet, simțurile îi vorbeau pe o limbă ce încă nu o deslușea pe deplin. Simți că nu este singură, dar nu încercă nicio curiozitate. Pășea în continuare alene, fără vreo țintă anume. O umbră îi sări în cale. Iată, uite cine nu are somn. Te pomenești că tu ai fi făcut mare. Noa l-a recunoscut pe nesuferitul de Zagor, vulpoiul, dar fluturându-și coada, își continuă drumul. Hai, copile, nu te supăra. Încercam și eu să fac o glumă. Știu că nu ți-e ușor, spuse Zagor în timp ce îi se alătură micuței. Straniu, nici nu-și amintește de ce nu-l plăcea pe vulpoiul acesta lungan. Poate pentru că tatăl ei nu-l privea cu ochi buni? Auzise odată o discuție purtată acasă. Mama încerca să îi ia apărarea lui Zagor cu jumătate de glas, în timp ce tatăl îi spunea cuvinte apăsate pe care Noa, fiind prea mică, nu le înțelegea. I-a rămas însă în minte acest cuvânt. Rebel. Când mai târziu și-a întrebat mama ce înțeles are acest cuvânt, a fost îndemnată să-și vadă de treaba ei. Pe semne că un rebel se bagă în treburile celorlalți, cum face Zagor acum. Și mie mi-e dor de ea, șopti vulpoiul. De ce ți-ar fi? Tu ești un rebel, își scăpă Noa gândurile printre dinți. Rebel? Repetă Zagor oprindu-se. Privind la micuța siluetă, aproape că o vedea pe mama ei în copilărie. Chiar că te-ai făcut mare, semeni cu ea. Noa se opri lăsându-și capul în jos. În ultimul timp, nimeni nu-i mai vorbise de părinți. Toți se comportau de parcă nu se întâmplase nimic. Știa că toți cunoscuții încercau să o protejeze. Dar oare de ce nu înțelegea nimeni că nu trebuie să fie apărat de amintirea celor dragi? Sau, dacă nu vorbești despre ceea ce te doare, înseamnă oare că nu te va mai durea? Dintre toate surorile, pe ea am iubit-o cel mai mult, mormăi Zagor. Era o regină a pădurii. Iar cu tatăl tău am făcut cele mai mari năzbâtii când eram de vârsta ta. Aceste locuri nu vor mai fi niciodată la fel din cauza lucrurilor întâmplate. Uciderea lor a aprins un foc care nu va mai putea fi stins niciodată. Dacă m-ar fi ascultat, spuse Zagor în timp ce se plimba în jurul ei. Cu fiecare vorbă, cu fiecare pas, vulpoiul era din ce în ce mai sigur că, în această noapte, Noa îl va urma. Despre ce foc vorbești? Întrebă îndurerată micuța orfană. Ar trebui să-i anunțăm pe ceilalți, ridică glasul Noa în timp ce căuta din privire orice urmă de lumină. Ceva care să indice pericolul despre care vorbea Zagor. Aflat la câțiva pași mai înainte, Zagor o provocă. Vrei să vezi focul? E bine, dacă da, urmează-mă și vei vedea un foc care poate fi simțit doar de cei mai puternici din pădure. Acesta este un foc care va mistui nepăsarea celorlalți. Și, draga mea, focul acesta nu va lumina cerul, ci va aduce cel mai mare întuneric pe care l-a cunoscut această pădure. Capitolul 3. Marele lup alb. Ai cunoscut deja, drag ascultătorule, câteva dintre personajele care ne vor ajuta să descoperim în această poveste pădurea așa cum era înainte, în vremurile de mult apuse
când animalele nu se temeau unele de altele, iar omul le era aproape necunoscut. Pădurea protectoare oferea tot ce era necesar vieții fiecăruia. Dar toată această armonie care dura de veacuri era pusă în pericol de nemulțumirea unora, care, odată ce nu-și mai încăpeau în piele, începuseră să simtă și pădurea ca fiind prea mică pentru atâtea suflete. Și, cum întotdeauna, mândria și vanitatea au nevoie de un vânt prielnic care să le împrăștie semințele atât de fecunde, uciderea părinților lui Noa de către omul vânător părea furtuna potrivită cu care să înceapă construcția unei noi lumi și stabilirea unor noi legi care să guverneze pădurea. Crum, marele lup alb, era unul dintre stâlpii lumii vechi. Respectul pe care îl impunea tuturor nu venea din statura lui impresionantă și nici din teama de colții lui, pentru că, pe atunci, nimeni nu se lăuda cu ceva ce avea de la naștere. Fiecare generație era preocupată ca cei mici să înțeleagă că nu poți fi deosebit doar pentru că te-ai născut într-o anumită familie și arăți într-un anumit fel. Crum știa să învețe de la pădure. Stătea ore în șir pe câte o movilă și, cu botul în vânt, asculta zgomotele pădurii. Foiala unui șoricel de sub frunzele uscate, clipocitul pârâiașelor, ciripitul păsărilor, joaca tinerelor animale, țipătul șoimului, sunetul lemnului bătut de ciocănitoare, trosnetul unei crengi uscate de care se descotorosea câte un copac, nu erau simple sunete pentru el. Marele lup alb era președintele Marelui Consiliu al Pădurii, consiliu format din 7 animale. Înaintea lor se înfățișau animalele pădurii ori de câte ori intervenea câte o problemă între ele. Și, așa cum decidea acest onorat consiliu, așa se făcea, din generație în generație. Zvonurile potrivit cărora în pădure a fost înființat un consiliu secret numit Liga Animalelor nu l-a îngrijorat la început. Fiecare generație și are răzvrătiții ei. Mereu va fi cineva încredințat că merită mai mult doar pentru că el crede cu tărie acest lucru. Totuși, de data aceasta, lucrurile păreau mai serioase. Crum privea mândria și lăcomia ca pe niște boli de care te poți vindeca. Credea în puterea timpului. Timpul umilește pe oricine, spunea deseori. Este marele galantar. Ceea ce este înălțat este coborât, iar ceea ce este coborât este înălțat. Și dacă răbdarea nu mai era de ajuns acum, dacă până se vindecă, cei bolnavi îmbolnăvesc și pe alții? Se întrebă Crum, în timp ce se plimba de-a lungul unui pârâiaș. Imaginea reflectată de apa curgătoare îi conferea o tăcută tovărășie. Nu era încă pregătit să vorbească despre aceste lucruri cu prietenii săi din consiliu. Prea multe întrebări la care nu aveam un răspuns. Prea multe gânduri începeau fără să mai apuce un sfârșit. Asemenea acestui pâriaș, ce se scurgea prin răpa săpată de-a lungul timpului. Un vânt adia dinspre coamele împădurite. Leurda înflorise. Un covor verde-alb se întindea cât vedeai cu ochii sub pădurea erisită. Soarele mângâia bobocii, îndemnându-i să se deschidă rând pe rând, beția harnicelor albine. Zumzetul lor continuu era atât de liniștitor. Coroana înalților copaci proteja viața de pe sol, lăsând ca focul soarelui să nu fie cunoscut de cei firavi. Crum privea la statornicia copacilor. Nimeni nu le spune mulțumesc. Dar ei nu vor umbri mai puțin pentru acest lucru. Când vine o furtună, numai ei știu ce se vede dincolo. Se apleacă, gem în timp ce se răsucesc și se luptă cu furia ce se năpustește peste noi. Niciodată nu și-au lăsat brațele jos. Când și când, cât un arbore bătrân cade răpus în bătălia cu stihiile naturii.
dar atât de măreți sunt arborii, cât și atunci, în ceasul căderii lor, se salută unul cu altul, mângâindu-și crengile, încredințându-se reciproc că au făcut o treabă bună. Odată ajuns și jos, humusul și praful ridicat îmbrățișează copacul. Va continua să dăinuie, dar altfel. Va continua să ofere adăpost, dar altfel. Altora. Locul lui va fi preluat de un lăstar tânăr ce șarcuiește creșterea către înaltul cerului. Mulțumesc, spuse Crum, înclinându-se. Un trunchi de copac căzut îl duse cu gândul la tragedia lui Manias și al soției sale. Acesta slujise mulți ani în consiliu și era atât de respectat încât lui Crum era greu să se gândească la un înlocuitor. Și totuși, nu este nimeni de neînlocuit. Nu îi spunea pădurea asta în atâtea feluri. Dacă ar fi ignorat acest adevăr, nu s-ar fi îndreptat el oare spre drumul spinos al despotismului? Dacă ceea ce vrei nu-ți face ție rău, dar nici altuia și nici pădurii, atunci vrei un lucru bun. Proverbul acesta era pe buzele fiecărui locuitor al pădurii și fiecare pui îl învăța de mic. Era un principiu de bază folosit de Marele Consiliu și îi aparținea bunului său prieten Manias. Acest principiu avea puterea de a sparge barierele excepției. Iar când legea se aplică fără excepții, atât celor mari cât și celor mici, atunci este dreptate. Iar dreptatea aceasta nu era urmată de vreo durere pentru niciuna dintre părți. Dreptatea care ține cont de fiecare viață în parte aduce pacea. Dintre ei toți, Manias îi detesta cel mai tare pe cei care credeau că poți trăi bine făcând rău. Totuși, era un optimist incurabil. Îi răsunau în minte cuvintele din ultima lor discuție. Și dacă răul se va extinde? Dragul meu Crum, nimeni nu poate rămâne mândru în singurătatea lui, îi răspunse Manias, bătându-l pe umăr. Orgoliul trebuie hrănit. O floare nu se deosebește de o alta de felul ei, rămân în boboc. Doar când înflorește poate fi admirată, însă, odată ce a înflorit, nicio insectă nu va zăbovi pe ea dacă nu va avea și polen. Iar fără polen, dragul meu, înflorirea ei nu va fi fost decât anunțarea propriei morți. Nu uita de semințe, Manias. Semințele nu au viață în ele, fiară ce ești. Ca să încolțească au nevoie de apă și de un pământ potrivit. Inima locuitorilor pădurii nu este un pământ prielnic mândriei. Și, prin absurd, să admitem că semințele ar ajunge în inima mai multor semeni de-ai noștri, ele tot nu ar putea rodi. Mediul în care trăim și viața pe care o ducem nu poate alimenta acele semințe, înțelegi? Dar, de dragul tău, merg chiar mai departe. Să zicem că într-un individ sau în mai mulți, cumva, ar și încolți aceste semințe. Educația va smulge în cele din urmă orice fir de gând măreț și dominator. Marele lupalb nici nu realiză că soarele era acum acoperit de nori, iar mici picături de apă loveau frunzele copacilor. Până acum, așa a fost, dragul meu Manias, mormăi Crum. Prea multe condiții trebuiau îndeplinite ca un astfel de rău să se poată generaliza. Dar acum, tocmai moartea ta poate fi folosită împotriva lumii în care ai crezut atât de mult. Mai privi încă o dată la bușteanul căzut și apoi o luă la pas spre adâncul pădurii. Știa ce avea de făcut. Trebuia să o găsească cât mai repede pe Noa. Capitolul 4. Liga animalelor. Noa stătea lipită de peretele grotei, încercând să treacă neobservată. Zagor era înconjurat de câteva animale ce voiau să intre în grații. Cu capetele plecate,
îi vorbeau miros, cerșind o privire aprobatoare. Vulpoiul era însă preocupat de felul în care erau pregătite lucrurile și privea peste capetele tuturor. Un urs rostogolea o piatră mare ce urma să fie folosită pe post de podium. La intrare, doi porci mistreți cercetau atent ceața dimineții. Pădurea încă adormită era scufundată într-o liniște care, împreună cu răcoarea acelui ceas, făcea somnul să fie atât de dulce și culcușul atât de plăcut. Dar nu toate vietățile pădurii dormeau. La gura grotei apărea tiptil pe nesimțite cât un animal care, după ce zăbovea puțin cu paznici de la intrare, se alătura adunării. Erau acolo animale pe care Noa nu le mai văzuse niciodată. Nu păreau deloc prietenoase, iar privirea lor îi provoca fior în stomac. Ar fi fugit, dar picioarele erau cuprinse de un tremur nervos. Îi trecu prin minte că nu e decât un vis. Multe din stările ce îi răscoleau acum sufletul erau scoase din adâncurile ei doar de acel vis, iar privirile acelea îi erau atât de familiare. Fraților, strigă Zagor, în curând va fi lumină și noi trebuie să fim gata. Nu se mai auzea decât răsuflarea unora. Lumina nu va mai lăsa loc întunericului. Toți cei care se vor trezi prea târziu, abia în miezul zilei, vor fi orbiți și vor rătăci căutând adăpostul timpurilor de odinioară. Rătăcirea lor va expune pădurea și ne vor face slabi în fața unui dușman necunoscut strămoșilor noștri. Așa este, încuvințară cei din primele rânduri. Zagor vorbea cu siguranța celui ce se știe ascultat. Pauzele prelungite aveau menirea să te facă să înțelegi importanța celor auzite. Toleranța nu înseamnă acceptare. Armonia în care trăim de secole nu ne-a schimbat blana și nici ghearele. Colții noștri încă cresc mari și ascuțiți. Da, așa este, strigară în cor. Suntem niște animale, ridică glasul Zagor, a cărui privire se întunecă. Animale! Începu să scandeze mulțimea. Noa era înmurmurită. Zagor se transformase. Nu mai era acel lungan flușturatic. Mi se făcu rușine că îl judecase atât de aspru. Pentru mica vulpiță, aceste animale mari și puternice ce își hrăneau spiritul din ideile lui, ofereau dovada clară că Zagor era un altfel de animal. Poate că asta însemna să fii rebel. Dar de ce tatăl ei nu-l plăcuse? Animale vii, sălbatice și vii, continuă Zagor, accentuând fiecare cuvânt, apăsându-l odată cu fiecare pas. Coboruse de pe piedestal. Toate privirile îl urmau. Se îndreptă încet spre Noa. De ce tace pădurea când e vorba de uciderea a doi membri ai comunității noastre? Întrebă Zagor mulțimea. Trebuie spus în acest punct al poveștii noastre, drag ascultătorule, că în pădure nu se vorbea deloc despre moarte. Când simțea că îi se apropie sfârșitul, fiecare animal se îndrepta spre un cimitir aflat într-o vale, departe de privirile celorlalți. Ajuns în dreptul lui Noa, Zagor îi întoarse acum spatele și privea mulțimea de animale. Pentru că ne-am obișnuit să murim singuri. Considerăm ca datină sfântă cruțarea celor dragi. Să nu sufere, să nu vadă. Unde pleacă bunicul? Întreabă un pui. Se duce undeva departe, îi se răspunde. Apoi, când într-un târziu va descoperi oasele tuturor strămoșilor pădurii, acolo în Valea Morții, se va întreba de ce nu i s-a spus adevărul. Ca mai apoi să urmeze supus același drum pe care au călcat și părinții săi. De ce? Se trezi strigând Noa. În sfârșit, durerea îi țâșnea din inimă. Auzind discursul lui Zagor, crezu că durerea îi prindea viață și în alte trupuri, micșorându-se astfel prin împărțire. Micuța a făcut doi pași și era acum lângă Zagor,
privind iscoditor mulțimea. Vulpoiul o privi cu coada ochiului. El avea ideile, stâlpii de rezistență pe care se putea construi noua societate. Totuși, era conștient că acestea nu erau de ajuns. Frica și durerea unes mulțimea mai tare decât orice altceva. Ceea ce s-a întâmplat lui Manias, îi se putea întâmpla oricui. Cei mai expuși erau cei mai mari dintre ei. Un șoarece se va putea ascunde sub o creangă căzută la pământ, o pasăre își va lua zborul. Dar un urs ce va face? Sau un zimbru? Într-o lume normală, curajul se confundă cu forța, dar acea lume normală murise odată cu Manias, iar ei simțeau asta. Lumina dimineții prindea putere. Noa alerga cât o țineau picioarele. Din cauza lacrimilor nu vedea prea bine. Dar ce ar fi putut să o lovească mai tare decât neîncrederea celor din Liga Animalelor? Picioarele erau amorțite. Evită în ultimul moment un copac, dar nemai având puterea de a se opri la timp, alunecă într-o vâlcea ce aduna apa scursă din pădure într-un mic lac. Copacii care se încăpățânau să trăiască în ciuda rădăcinilor inundate, își arătau trunchiurile dezgolite de scoarța ce putrezea pe ei. Rănită în orgoliul de fica unui martir, scâncea înghemuită. Regăsise acea ultimă privire a tatălui ce se năpustea peste omul vânător, acolo în grotă, pe chipurile acelor străini. Poate de aceea o duruseră atât de tare vorbele lor. E doar un copil. Se sperie și de umbra ei. Nu va avea curaj să înfrunte nici măcar un șoricel. Iar Zagor tăcuse. Nu i-a luat apărarea. Se uitase doar la ea, ca și când i-ar fi dat de înțeles că trebuie să demonstreze că nu mai este un copil. Nu înțelesese tot ce se discutase, dar reținuse ce era mai important. Scandările suntem animale și pădurea suntem noi îi răsunau încă în minte. Strigau și băteau din picioare. Pământul se cutremura. Planul Ligii era clar. Toate animalele de la periferia pădurii trebuiau înlăturate, astfel încât omul vânător să nu mai fie atras de pădure. Și, chiar dacă acesta s-ar fi aventurat în adâncul pădurii, acolo animalele ar fi putut să lupte pentru viața lor. Fugise înainte să audă planul de luptă, dar când toți cei din ligă vor vedea de ce este în stare, nu se vor mai îndoi de ea, gândea micuța. Erau lucruri nemai auzite. Un animal să atace alt animal. Dar în mintea micuței noua lucrurile păreau să aibă logică pentru că toate lucrurile și toată existența ei se învârteau în jurul acelui hău, uciderea părinților. Acolo se întâmplase, în lizieră. Cu siguranță iepurii și celelalte ligioane mici care sălășluiau acolo îi atrăseseră pe vânători. Acele animale trăiesc liniștite în timp ce părinții au murit. Am să le arăt eu cine este fica lui Manias, își înghiți plânsul Noa în timp ce se ridică de jos. Apa oglindea un verde lucios, întretăiat de culorile răsăritului. Două lumi, o singură realitate. Mintea îi traducea cuvintele lui Zagor și, cu cât credea că înțelege mai multe, cu atât era mai sigură de drumul ales. Sunt un animal.